Salutare pe fraților, bine v-am găsit la primul meu daily vlog. Sper să vă placă daily vlogurile mele. Sunt abia la început. Și da, eu sunt pe acasă acum, am venit de la școală. Acum mă aranjez și eu puțin de casă, că am 2 ore timp, că după aia am ore la prânz. Am 2 ore de sport, dar mă relaxez și ca mâncare mi-am luat, evident, din oraș. Uitați cum arată, nu prea arată cine știe ce, dar o să mănânc că mi-e foame, că acasă nu prea am și sunt și singur și ai mei vin târziu acasă, deci ne vedem imediat. Ok, am revenit fraților, acum mănânc și o țâră, o să vorbim noi mai departe. Gata, am terminat și eu de mâncat și acum nu știu ce să fac, cred că o să mă uit puțin, știu că sună ciudat, la Pro TV. După care o să mă uit la niște vloggeri români să văd dacă Ilie și restul au postat. Acum este 12 și 8 minute. Beau aici Coca-Cola de cât timp n-am mai băut de 2 zile. Asta beau cel puțin o cană pe zi pentru că cola, chiar dacă este ea nesănătoasă așa, cam ar trebui să bei o cană pe zi pentru că trebuie să ai energia. La sport, mă rog, la sport nu prea e bună cola, dar îți trebuie energie, îți trebuie cofeină, îți trebuie minte să te concentrezi în general la școală. Deci, o să beau cola, o să mă mai uit la Pro TV. Știu că sună încă o dată ciudat, dar după ce o să fac astea, o să mă uit la vloggerii români și o să vă arăt așa la cam ce mă uit. Așa că mă uit la Pro TV și la astea și după aia o să revenim cu vloggerii. Acum deschid laptopul și o să mă la niște vlogări. La, nu știu, Pro TV-ul este interesant să te uiți la el, dar parcă sunt știri din astea prea neimportante. De exemplu, uite, acum e condamnat pentru crimă sau mort. Ce îmi pasă mie? Atâta timp cât oamenii se omoară, să se omoare. Pe mine nu mă interesează, fiecare face ce vrea în viața lui și dacă vrea să moare sau să facă alte tâmpenii, să facă, pe mine nu mă interesează. Mamă, deja mă gândesc că poimâine fac 15 ani. Vă dați seama, s-ar să dau mai ce Pro TV-ul. E ziua mea miercuri, fraților. Abia aștept, fac 15 ani, sunt adolescent 100%, practic. De la youtuberul ăsta, Mikey Ash, m-am inspirat cu Viral Show. Este cel mai tare, știe foarte bine să amuze oamenii. Uite, acum mă uit și la vlogul lui, este postat, uitați, stați așa. Acum o oră. Este postat și bravo Mikey, mă uit la tot și după care o să ne revedem în curând. Așa, fraților, m-am uitat și la doza de hash. Ilies Vlogs încă n-a pus nimic, dar poate o să pună mai târziu. Sper până să mă apuc să învăț pe la vreo 4. Bun, deci acum vreau să vă spun scopul acestui canal. Dacă tot facem daily vloguri, să știți ca lumea când intrați pe acest canal despre ce e vorba, eu voi posta mereu daily vlogs. Câteodată nu o să fie zilnic, o să fie 2-3 zile într-un videoclip, pentru că eu n-am efectiv prea mult timp. Dar o să încerc, o să mă strădui, de exemplu acest video cu primul vlog o să fie doar de la o zi, de exemplu. Azi e luni și o să fie numai de astăzi, pentru că azi am timp. E ok, dar de mâine nu o să mai am așa mult timp, deci prietenilor o să vedem noi cum facem, e și primul meu daily vlog, o să mă obișnuiesc puțin greu, o să dureze o săptămână, două până voi face daily vlogurile perfecte, pentru că deocamdată sunt începător la faza cu daily vlog-ul și nu prea știu cum funcționează așa în totalitate, dar o să mă obișnuiesc, fraților, și o să-mi vedeți viața de zi cu zi. Și încă o chestie, de Crăciun și mai multe zile o să fie mai amuzant, o să fie mai multe cadre. În timpul școlii o să fie mai mult în casă, o să mă vedeți foarte rar pe afară în timpul școlii. În weekend o să mă vedeți așa puțin pe afară. S-ar putea în unele weekenduri nici să nu postez pentru că s-ar putea să nu pot sau să am foarte multă treabă, pentru că în general în weekend am foarte multă treabă. Să continui acest job. Dacă tot mi-am făcut acest canal, deci trebuie să mă țin de promisiune și vă promit că mă țin de promisiune. Și legătură cu dimineața de vreme o să postăm mai departe, să nu credeți că am terminat-o aici, Viral Show o să apară mai departe. Cei care nu știți de Viral Show și sunteți noi doar pe canalul acesta și nu sunteți de la dimineața de vreme, atunci o să vedeți aici la informații canalul dimineața de vreme. Please subscribe, like și share și follow. La ultimul videoclip de la Viral Show
să vă uitați, dau și playlistul de la Veral Show, tot la informații. Pe acest nou canal o să fac și un cont oficial de Instagram care se va numi Mihnea DVC și pagina de Facebook cu Mihnea DVC, adică like page, și contul meu personal de Instagram. O să fac și un cont de Ask FM, să puneți acolo întrebări și să le răspund la dimineața de vreme la Q&A. Unii mi-au spus la Veral Show că îl copii prea mult pe Mikey H, s-ar putea să aveți dreptate pentru că și eu cred acest lucru, dar nu știu cum o să renunț la astea pentru că este foarte complicat. Vă dați seama că daily vlogurile astea au început, o să mă învăț și cu ele, da? O să le fac așa pe rând și atâta timp cât ești organizat cu o chestie sau cu mai multe chestii, nu o să ți se întâmple lucruri rele. Și DVC înseamnă, dacă și mulți cred că întreabă ce înseamnă DVC și cred că v-ați prins mulți dintre voi, DVC înseamnă Daily Vlog Channel, adică canal de Daily Vlog. Și aici o spusez numai Daily Vlog-uri, încă o dată vă spun, numai Daily Vlog-uri. Cred că și mulți o să spună că îl copii pe Ilies Vlog sau pe Adrian Pov, mai ales că și eu am o prescurtare de 3 litere de DVC, cum are și Adrian Pov, P-O-V. Vedeți, Ilie n-a postat decât acum 19 ore, asta mi-a plăcut, asta chiar mi-a dat un zâmbet toată ziua. Titlul este interesant. Îmi cheamă un Uber și mă duc să mă văd cu Andrei. Apropo, dacă ieri ați văzut un prezervativ primat, azi vedeți o Biblie. Băieți, s-o păcăit. Adică, sincer, nu știu, foarte multe comentarii am văzut ieri. Îmi place mult vlogul ăsta, așa cum am uit până o să posteze ceva nou. Ilie este un vlogger care trebuie foarte mult apreciat. Am văzut că a fost luat de lume la televizor, că nu știu ce face el, prostii, și ca părinți să nu încurajeze copiii să se uită la așa ceva, dar eu mă uit. Oameni nici n-au ce să zică, nici nu știu că mă uit la Elias Vlogs. Nu trebuie să-i spui tot la tăi, la cine te uiți, trebuie să fii puțin mai rezervat la fazele, la ce te uiți, mai ales când e titlul ăsta. Așa, fraților, acum o să merg la ora de sport, să-ți închid, puțin să închid televizorul, deci ne vedem după ora mea de sport. Salutare, am venit de la sport. Și se, adică se aude, nu, că vorbesc așa. Acum, planul meu de astăzi este să mă relaxez o țâră și după aia să-mi fac temele și să învăț, pentru că vineri scriu la biologie test și trebuie să învăț foarte mult și plus temele de mâine. Dar ne relaxăm puțin cu televizor și după aia vedem noi ce facem mai departe. Ok, fraților, cred că punem punct aici pentru că e vreo 3-4-5. Eu sunt foarte obosit, trebuie să și învăț, îmi pregătesc aici laptopul, de data asta nu pentru vlogging, ci pentru învățat. Și o să scot de aici mâncarea, mâncarea pe care am mâncat-o eu astăzi. Așa că ne vedem mâine și în alte zile. V-am spus că unele vloguri poate să fie într-o zi și unele daily vloguri s-ar putea să fie 2-3 zile într-un videoclip. Așa că eu am fost Mihnea Chiriac, până data viitoare, v-am pupat!